Într-o lume tot mai dependentă de tehnologie, un blackout poate avea consecințe semnificative. Autoritățile ne asigură că riscul unui blackout total este scăzut, dar este esențial să fim pregătiți pentru orice eventualitate. Un blackout nu înseamnă doar lipsa de electricitate. Poate afecta infrastructura critică și poate perturba rutinele zilnice. De asemenea, este recomandat să avem un rucsac cu provizii esențiale care să ne ajute să facem față unor pene de curent prelungite. Penele de curent sunt tot mai dese în România din cauza caniculei. Unii oameni au stat în București chiar și 24 de ore fără curent, în zona București Noi, dar fără energie au rămas și cei care stau chiar în spatele guvernului. Acum sunt întâlniri pe bandă rulantă între ministerele cheie și premier pentru a dezvolta această criză energetică cu care ne confruntăm. Și deși susțin ei scenariul unui blackout nu este atât de aproape, este important să fim pregătiți pentru orice situație. Un mic rucsac cu cele necesare ne-ar putea ajuta chiar și în cazul unor pene de curent mai lungi. Astfel, oamenii trebuie să aibă la îndemână în această perioadă baterii externe de încărcare, acumulatori sau alte device-uri autoîncărcabile sunt esențiale. În plus, nu ar strica să avem la noi o lanternă. Lumânările nu sunt indicate pe întuneric pentru a reduce riscul de a provoca un incendiu. De asemenea, la capitolul alimente este recomandat să aveți în locuință produse ușor de deschis, neperisabile care nu trebuie gătite, cum ar fi conservele care pot sta și în dulap, nu neapărat în frigider. Apa este la fel de importantă, minimum 2 litri pentru fiecare persoană pe zi. Trebuie să aveți la îndemână o trusă de prim ajutor, medicamente și eventual pungi cu gheață pentru a le menține la rece. Păstrați la îndemână numărul de urgență al companiei dumneavoastră de electricitate. În plus, pe vremea caniculară, nu ar lipsi nici evantaiele sau acele aparate pe baterii care ventilează. Relatează Antena 3.ro.